le-am îndreptat și vă dau exemplu. În anii 90, ministrul era domnul Ion Ungureanu, Iacob Burghiu, cine mai era acolo, ministrul culturii, au venit, ziceau că vin după comuniști, ei sunt, și-o să facă, nu știu ce o să facă. Da, credeau că o să facă. Însă, când sau nu s-au pensionat, i-au eliberat sau s-au eliberat, primul interviu al lui Ungureanu a zis, îmi pare rău că n-am făcut tot ce am putut fiind în acest post. Când a plecat Iulian Filip, cine știe, de la Direcția Culturii, exact același lucru a spus. Iată, îmi pare rău că nu am folosit foarte puțin timp să fac mult mai multe din postul pe care l-am avut. Nu știu dacă eu aș spune același lucru. M-am plecat în iunie de la directoria bibliotecii, am rămas în bibliotecă la studii și cercetare, dar nu știu dacă aș fi făcut mai mult. Cred că poate cu o neobrăzare zic, dar am făcut tot ce era posibil cât am fost în frunte. Deci, viața mea profesională s-a diferențiat de alți oameni din profesia noastră, pentru că cred că ADN-ul meu era așa construit să mă uit din altul, din altă perspectivă. Deci, am făcut absolut tot care și am și învățat multe lecții, dar nu mai am unde să le aplic. Pentru că